Noi nu ne putem opri din zâmbit, pentru că suntem alături de unul dintre cele mai frumoase cupluri pe care le știu eu în weekendul de dragoste. Mulțumim, mulțumim pentru compliment. Mereu stau și mă gândesc cum e bine, ori așa, ori așa. De cel mai multe ori când vin pe platourile Canal D, exact, trebuie să-mi readuc aminte treaba asta. Dar la final e perfect așa, mulțumesc. E din inimă și asta e tot ce contează. Știu, mulțumim, da, mult pentru invitație, da, pentru o să-l pun aici, mulțumim, pe masa mea. Și să vă întreb și eu lucruri. Căsătoriți de așa tineri, mamă, cum mică s-a schimbat viața voastră de când v-ați luat? În bine. Eu sunt sigur că de prima oară de când ne-am cunoscut, când nu eram cu Miruna, parcă am mai prins niște lumină la față, da. Eu chiar așa mă simt, pe toate planurile, și pe planul muzical, și pe planul personal, și ca stare de spirit. Și în primul rând încrederea unul față de celălalt, asta a crescut exponențial, așa mi se pare mie. Tu acum n-auzi. Da. Ia. Lasă-mă să ți-l bârfesc. Hai. Ești cea mai minunată femeie din lume, cea mai formidabilă, că n-ar da... Nu te-ar da pentru nimic în lumea asta. Așa, dacă dar vrea și mulți copii. A, știai? Cu mulți copii, de acord. Asta, aici sunt de acord. Eu abia aștept să fac copii. Și în ultimul timp, să știi că chiar m-am gândit la chestia asta. Adică avem foarte mulți nepoței copil, și ne-am obișnuit cu ei. Știu, acum sunt copil, da. Cel puțin așa mă văd eu uneori. Doar că în același timp cresc și îmi dau seama că încep să am comportamente de astea de mamă. Materne. Cu nepoții mei, da, cu nepoții mei, cu pisica pe care o am acasă. Deja îmi imaginez cum ar fi să avem și noi primul nostru pui. Da, câteodată o iubește destul de exagerată, că chiar am impresia, da, că am un copil și că e pisica, e copilul nostru. E prea mult câteodată, dar se acceptă, se admite. Ați început să și cântați împreună, asta e unul dintre motivele, da, importante, da, pentru, da, care... Da, 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 da. Și tu spuneai că Miruna are o voce de încremene și despre tine știm. Da. Și despre Miruna am aflat între timp. Da. Piesa se cheamă... Bate inima. Aha. Da. Și o găsim pe YouTube? Cum să, da, nu, da. E deja scoasă piesa. E o piesă pe care am făcut-o cumva la studio acolo unde toți prietenii noștri știu că ne găsesc în fiecare zi. Adică dacă e să mă pun rău cu cineva, sigur știu unde mă găsește. Că toată lumea când mă sună sau așa, sunt la studio. Pentru că, exact, na, fără perseverență, nimeni, am învățat în toți anii ăștia. Totdeauna ai fost așa. Tu, da, ai fost omul acțiunii. Și la cumva din, cum să zic eu așa, vin cu barea în studio, ies foarte multe chestii frumoase. Și bineînțeles că pentru nevasta mea cele mai tari piese trebuie să le pun deoparte. Bine, că, na, înțeles. E dorința mea. Cum vă găsește lumea pe TikTok? Miruna, nevastă. Miruna Diaconescu, Miruna punct, cred, nu mai știu exact, deci, Miruna, Miruna punct Diaconescu, da, pe TikTok. Facem live-uri, facem TikTok-uri în fiecare zi sau cel puțin cât de mult putem noi. Și salutăm pe toți oamenii care, exact, intră pe live-urile, da, noastre. Da, păi da, avem o comunitate mare, da, rău de tot. Să-i ajutăm să fie și să fie cu voi și acum. V-am pregătit două provocări pe TikTok. M-a luat cu emoții. Mai grea decât cealaltă. În spatele vostru sunt niște creioane într-un pahar. O, da, să vă rog să extrageți câte un creion. Ia nevasta, alege tu prim. Gata. Ca să nu ne certăm după alte culori. Mie îmi place orice culoare, n-am treabă. Să-l puneți, da, între dinți. Așa. Și apoi să încercați să-l introduceți fiecare în sticla lui. Sticla lui o mare albastră, sticla lui una e galbenă. Bun. Îți dau un pas în față ție. Nu, nu, nu. Aveți cronometru de un minut. 3, 2, 1, pam. Cât mai multe, cu atât mai bine. 1, la 1. Și le-au bucurat? Dai înapoi, înapoi. Dai. Ah, ok. Că atât de ușor. Ia să vezi tu că de la un punct încolo, de la vezi? Da, sunt acolo, eu sunt competitivă, Miruna. Hai, eu sunt competitivă. Știam că e mobilă, dar nu în halul ăsta. Da. Ea a și dansat când era mic, oricum. Dar tu nu o lua ușor, vezi? Eu dacă dansez, mă împiedic. La primul pas. Tu o lași să câștige sau păi se pare că nu place. Nu, sunt și eu pe ele. Rău. Bine, bine. Măcar să avem noi atâta creioane cât ambiție în platou în momentul ăsta. Da. Se simt așa, da, pe piele. Dai, fugi. Asta a fost. Mamă, dar tu nu mă lăsa să câștig, nu accept așa. 17 secunde mai sunt. Hai că mai aveți un picuț. V-am făcut praf. V-ați făcut și cardio azi. Stai că nu te lasă să câștigi. Vorbim mai acasă. Ți se pare? Așa, 5, 4, 3, 2, 1 și marchează Miruna again. Ce-al meu? Ce-al meu? Ai văzut că nu e doar meu. Simplu. E înăuntru. Nu e, da, tot, dar cumva știi ce zic. Da. E un început. Da. Și jumătate. Hai să vedem. Nu putem să ne luăm de aici. De ce mă boost atâta? Trebuie să merg la sală mai mult. Hai. Tu ai câștigat cu siguranță că e... Eu am 10. Una, două. Eu am 10. La Miruna nu mai e cap de sigurare. 11! Da! Ta-t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 a
Concert să cuți. La scorul ăsta așa apropiat, chiar n-am mai cum să te las. Adică te lăsam și eu cu cel puțin 4 diferență, dar acum n-am văzut că am concurat chiar așa că m-am lăsat. Simt. Așa. A doua provocation. Bun. Avem niște linguri într-un alt pahar. Ma. Fiecare o să ia într-o lingură, tot așa, ca pe creioane, cât o măslină. O măslină. Ah. O măslină. Și încercați să o pasați de la unul la celălalt, okay. Și apoi faceți un pas în coace. Noi vorbeam de oameni de pe TikTok, o să fie cu noi la provocările astea. Nu o să fie niciunul. Deci maxim o să fim subiect de Caterinca pe live-uri când de o să intrăm. O să râdă toți oamenii de noi, de show-urile noastre de aici, de la televizor. Ok. Bun. Deci, eu am ales o măslină, perfect. Gata, iubire. Perfect. Deci ales-o. Așa. Ok. Și hai trebuie să o pasăm? Trebuie să o pasăm și apoi... Te rog frumos, muncă de echipă, da? Da, trebuie să l-aș vorbi. Și un... gata, am luat-o. Mai sunt 57 de secunde. Hop! Hai! Hai că merge! Pas! Hai, 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 hai! Super! Mai sus, mai sus, Miruna! Mai sus, să nu ne pice măslina! Încă un pas! Merge, muncă de echipă, simbioză gingașă, mai sus, mai sus un pic, Omar. Asta ești prea mare. Și. A căzut la jumătate, hai încă o dată, cât timp mai avem? Când, încă una, da? Hai. Bun. Mai avem din sau? Da, da, avem 29 de secunde, mai avem tot atât. Bun, pas, bun. Dar tu cum ții așa de stabil? Am dinții bine plasați. Ai dinții bine plasați. Mai sus, mai sus, mai sus, mai sus. Nu-i nimic. Asta deci, Omar, n-am cu mine. Omar, joci cu mine, hai. Nu, no, am pierdut. Mamă, eu n-am făcut ce de râs, te rog. Mi-e-mi tremura lingura în gură, dar nu înțeleg de ce. Hai, e greu. Haide, hai, hai. Păi voi faceți și pașii mai mari, nu vă supărați. Eu făceam pași mici. Nu, no, nu știu unde e volul. Nu are volul, exact în mijloc. Nu încărtează, asta e. Gata? Acum, ca să facem o analiză, de ce mi-a ieșit mai bine cu Teo? Pentru că știe arabă. Deci trebuie să vezi mai bine arabă. Ca altceva, nu știu ce avem în comun, dar ne-a ieșit mai mulți pași. În rest, cu tine am multe în comun viața. Ia la Habibi, ia la. Măslin nici nu prea mâncăm. De ce, dragă, nu mâncați măslin? Eu mănânc măslin, el este mai pretențios la mâncare. Ce mănâncă? Mănâncă orice, dar nu brânză, smântână, lactate, în afară de lapte, atât, doar lapte. Mm-hmm. Și nu înțeleg. Tu gătești? Nici eu. Așa, așa, așa. Mm-hmm. Cât să nu mă fac de râs. Piesa următoare. Piesa următoare, lucrăm, lucrăm, da, lucrăm. Lucrăm la mai sunt mai multe, e greu rău să alegem, dar ceva oricum, pe veselie. Ne-am propus amândoi ca anul ăsta să scoate numai pe veselie, că așa și așa se întâmplă ce se întâmplă pe planeta asta. Las-o așa, nu mai vreau să, nu mai vreau să fiu și eu motivul pentru care plânge niciun om din lumea asta. Apropo de mâncare, da. Vi s-a întâmplat vreodată să trebuiască să mâncați ceva de dragul cuiva care se uită așa? Ia să vedem. De exemplu, soacra. Hai să fii sincer. Da. Eu sunt sincer că soacra mea mă iubește și o iubesc. Da, și această situație am avut-o și cu mama de multe ori. Adică și în copilăria mea, cu măicuța mea, la fel am trecut prin asta. Cum să zic eu, soacra mea de când mă știe pe mine și a schimbat rețeta la sarmale complet. Le făcea într-un fel ca la Moldova. Eu am crescut aici la capitală. Adică știu cu toți oamenii care se uită la noi, știu că rețetele sunt oarecum diferite. Aici le facem mai mititele, mai... Nu punea destul bulion. Cu când ne ducem problema spre nord, sarmalele devin prea mari și parcă nu mai au așa gustul și soacra mea s-a dar adaptat. Dar le-ai mâncat oricum. Da, acum s-a adaptat. Acum sunt preferatele mele. Dar tot se uită un pic așa la el cu chiore. Acum, încheierea trebuie să fie bine. Vă mulțumesc, Amădurala, și vă invit să vedeți că se întâmplă și la case mai mari. Exact.